Yes, da, lui Mircea Mintilă. Eu am o filosofie a mea, nu cred că este numai a mea, este, cred că, universal valabilă. Cea filosofie a cauzalității și finalității, raportul între cauze și efect, adică ceea ce emiți, aia primești, într-un final. Și dacă noi emitem iubire către această țară, către oamenii din țară, vom primi din partea ei ceea ce emitem. Dacă emitem gânduri negative de neîmpliniri și alte batjocuri, asta vom avea. Și de aceea voi încerca să vedem o piesă o mică mintilă foarte frumoasă și pe care sunt sigur că o știți. Haideți cu toții la Putna, de mă.
noi tu te cheamă, are nevoie de tine. Haide, toată lumea, primi plătește, are și vei fi, că vremea în lume e grea. Credință veșnică, patrie noastră, jurăm măria ta. Suntem aici o spăieșii, dar o voie mai gână. Tragem din clopotul pumnei, din cadoină română. Cu unuită putere, ne-am întrebat să presară. De la murmurul lui Ștefan, pare și vezi spii, că vremea lume e grea. Credință veșnică, patrie noastră, jucăm măria ta. Încătește, pane, și vezi spii, că vremea și astăzi e grea. Credință veșnică, patrie noastră, Doamne, jurăm încă crinta care în piatră ne leagă, că vom păstra peste teacuri patria noastră întreagă. Luați-vă în brații copii, dați-le sfânta poveste, că mormântul lui Ștefan neagă-n-a neamului este. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fi, că vremea lumei e grea. Credință veșnică, patrie noastră, jucăm măria ta. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fi, vremea și lumea e grea. Credință veșnică, patrie noastră, jucăm măria ta. Este foarte bine, dacă tot a ajuns la dumneavoastră, am zis ca să facem o piesă pe care am mai încercat o dată. Yes.
Oi, um cântec
Vara, în rostirea răului bătrânii,
Thank you.
transmitem mai departe copiilor noștri, generațiilor care urmează acest spirit. Hai să nu intrăm în deschiderea cuvintelor, cum spun unii, patriotic, dar este patriotic, fiindcă dacă nu ar fi patriotismul, nu ar fi iubirea de neam, de țară, tot s-ar dezintegra. Tot ar deveni la momentul inițial pentru care alții au murit și au dat viața și au părăsit familiei la momentul respectiv pentru ca noi să fim într-o zonă de libertate, de unitate, de independență. Și este păcat să nu păstrăm, să nu luptăm pentru ceea ce avem câștigat cu prețul cu sângele înaintașilor noștri. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Să dea Dumnezeu să ne mai revedem sănătoși și poate ocazii și vă doresc multă sănătate, fericire, bucurie, fericire, pace, armonie, bucurie și bucurie. Doamna Iisus, mulțumesc! Mulțumesc!